spuneați un pic mai devreme că ați fost prin toată țara, ați umblat prin toată țara. Ce v-a șocat, ce v-a surprins sau ce v-a plăcut? Un român în Malawi? Foarte, foarte ciudat a fost că am văzut lucruri care erau în anii 70, le-am trăit ducându-mă în provincie. Oamenii, cum să zic, dar nu vorbesc de sute de oameni, poate chiar 1000 de oameni, într-un sat, urmărind un meci de copii, jucând fotbal pe un teren super denivelat, ceva de genul, cum să zic, numai dâmburi și pietroaie, cum era odată la noi. Deci, practic, foarte, foarte dificil, dar, în schimb, practica un fotbal foarte interesant, cu tehnică foarte bună, lucruri interesante care la noi au dispărut. Au dispărut datorită, eu știu, dezvoltării mai moderne, care nu prea ajută din punctul ăsta de vedere, pentru că fotbalul a devenit elitist. Există o comunitate de români acolo? Adică aveți cunoștință? Ați avut timp să vă vedeți cu românii de acolo? E mare, e mică, în afară, bineînțeles, de corpul diplomatic și de cei de la ambasadă? Sau avem ambasadă acolo? Culmea este că nu am reușit să dau de niciun român. În general, peste tot, în primele zile, am reușit să fac un grup de români undeva, deci peste tot unde am fost, am ținut să fiu aproape de român, de România, să, eu știu, mai schimb câte ceva, dar aici n-am găsit pe nimeni. Culmea, bine că am stat și foarte bine, am fost mult plecat, dar chiar n-am găsit pe nimeni. A fost așa. Nu vă e doar de un șpriț de sarmalele românești, de un grătar să faceți cu românii acolo, cum facem noi? Sincer, nu prea duc dorul la așa ceva, dar, într-adevăr, un grătar, o vorbă, eu știu, ceva de genul ăsta, lipsește. Ce mâncare e pe acolo? Exact, asta voia să vă întrebăm amândoi. Ce mâncați? Ce mâncați? Că noi suntem mai mult cu masa, așa, și de asta vă întrebăm ce mâncați. Mai eu totuși destul de bine cu modernizarea aceasta introdusă, să zicem, coronavirus, că practic putem să facem online, facem petrece online, facem cu România. Da. Mâncare, ce să... mâncare e, eu știu, mai mult, se mănâncă foarte mult vacă, se mănâncă foarte mult pui, deci mâncăruri tradiționale africane, să zic așa, pe bază de vacă și de pui, se mănâncă și porc, dar mai puțin. Deci merge. Deci nu e chestia că se mănâncă datorită religiei. Aici, spre exemplu, sunt cam 80% sunt creștini. Dar nu se mănâncă de porc pentru că se consideră un animal murdar. Și deci nu prea are mult. Da. Dacă vă rugăm puțin să facem apel și la memoria dumneavoastră și să ne povestiți imediat după ce v-ați lăsat de fotbal, cum ați ajuns să antrenați în Anglia, de exemplu, sau care au fost pașii, așa cât puteți să ne spuneți pe scurt. Pentru că știm că aveți un CV extrem de interesant și stufos și în țară, dar mult și în străinătate. În 92 m-am decis să îmi urmez pasiunea, și anume fotbalul. După ce terminasem o facultate de mecanică și aveam un post foarte bun de inginer, eram șef transport și distribuție la o firmă foarte mare, aveam un salariu foarte bun, am considerat că e timpul să încerc. Aveam o chestie, nu vreau să am regrete. Și mai bine faci lucrurile, vezi ce se întâmplă, decât după aceea să-ți pară rău că trebuie să fac asta, de ce n-am făcut asta, de ce n-am făcut aia. Și atunci am zis, e timpul să-mi cer să-mi fac, să-mi pun visul în aplicare, și am fost în Anglia, am intrat, am vrut să fac practic două lucruri în același timp. Am făcut un curs de management, management sportiv, și am făcut și curs de antrenorat. Era chestia, dacă nu reușeam într-una, practic să rămân tot în sport, ceva de genul acesta. Dacă nu mă întorceam în țară, aveam o stabilitate destul de bună.
Și, practic, am reușit să trec un curs de antrenori. Am fost decât două persoane din 37 care au luat cursul. Mi s-a oferit la sfârșit posibilitatea să iau un serviciu în fotbal. Erau două cluburi care aveau posturi vacante, Fulham și cu Leyton Orient. Am ales Leyton Orient pentru că mi s-a oferit un contract pe 7 ani cu o stabilitate foarte bună și directorul cursului era și managerul de la Leyton Orient, care mi-a promis, cum să zic, o integrare treptată și foarte stabilă. Practic am stat la Leyton Orient aproape 6 ani de zile. Ulterior m-a solicitat Arsenal și am lucrat la Arsenal din 99 până în 2001. Arsenal, am văzut că și pe la Liverpool ați trecut. Da, am făcut, practic, am colaborat cu foarte multe cluburi din Anglia, pentru că în 98 mi-am luat ceea ce se numește acum licența pro. Am fost și primul străin care am luat licența, cum era atunci full badge, licența maximă în Anglia. Și asta, cum îi zice, practic am fost integrat în corpul de antrenori al Federației Engleze de Fotbal și parte a lucrurilor în momentul respectiv. Da, cred că s-a întrerupt. Da, o experiență extrem de... Da. Îți dai seama, uite, un român care a lucrat la Arsenal, la Liverpool, a fost dorit la Fulham, la Crystal Palace... Dar românii ce făceau? Nu știau de el? N-au auzit 6 ani de zile. Federația din România ce a făcut în perioada asta? Da. 6 ani de zile, adică am... Sau cluburile din România... Am auzit pe domnul Marincă spunând, mi-a oferit un contract pe 7 ani și următoarea întrebare era și cât a stat acolo. Și ne-a zis dumnealui, 6 ani și ceva. Da, acum, da. Experiența dumnealui cu siguranță că ar fi fost bună aici, în campionatul nostru, la orice, sau în fotbalul nostru. Păi asta, la orice... adică... Este un român care are la cel mai înalt nivel, la cea mai mare categorie în Anglia și antrenează în Malawi. Na, acum să ne fie iertat. Da. Și în cluburile din România. A fost pe la Chiajna pe aici, dar cluburile mari din România, mă refer. Dom'le, omul ăsta a fost scouter la Liverpool, la Arsenal, la Leyton Orient. 6 ani ne-au dat aia contract, cum spuneai și tu. Da, Silviu, cum oferă cei de acolo contractul, da, pe 7 ani. Adică e o discuție extrem de interesantă. Acum, sincer, cred că ar fi fost de folos oamenilor, cluburilor din România. Fotbal la noi, în care antrenorul se schimbă după 4-5 adică luni. Un om precum el. M-am dus acolo pentru că cei de la Leyton Orient mi-au oferit un contract pe 7 ani. Puteam să aleg și altceva, dar m-am gândit că totuși 7 ani mă țin aici. E o diferență clar de... Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, nu prea au... După Silviu știa de dumnealui la Chiajna, da. Dar îi pierduse murma, ca să exact, spunem nu așa, nu mai știam. Uite, și la Chiajna și la Rapid, sau, da, dacă nu mă înșel, a da. Fost secund. Și la Federația Română de Fotbal a lucrat. Dar nu a fost... Nu s-a, eu cred că nu s-a, lumea fotbalului românesc nu s-a folosit de el. Și atenție, cum ar trebui. A plecat dintr-un post de inginer. Da, post de inginer. E, cred că e o poveste extrem de interesantă. Da. Și dumnealui a spus, am vrut să-mi urmez visul, deși aveam un post călduț aici în România. Da. Mai rar așa ceva și să pleci, să te accepte cei de acolo. Uite, îmi pare rău că s-a întrerupt, nu știu dacă o să mai reușim să refacem legătura. Voiam să-l întreb dacă vreun jucător din Malawi ar putea veni în Liga 1. Da. Da, ar putea face față. Ar putea face față la noi. Da, acum trebuie să înțelegem că e și departe. E departe, ne-am și uitat. Nu știm cu netul pe acolo. Și dumnealui e și într-un resort, adică da. E la odihnă, a tras destul de tare. Cupa Africii pe Națiuni însă nu s-a terminat. Ați văzut povestea, chiar am discutat-o la modul serios pe Aspungro, la pastiluța noastră, pentru că a fost interesant o echipă precum Malawi. Da, să joace. Ne-am uitat un pic și pe hartă să vedem unde este. Am văzut că n-are ieșire la ocean. Și spunea și dânsul, voiam să-l întreb, terenurile erau în pant, așa, știi cum vedem noi alea în poze. Da. A spus dumnealui că a văzut niște imagini din anii 70. Din păcate, credem că telefonul s-a închis. La resort acum e și omul la odihnă, mama. E aceeași oră, să știți, adică
dungulița asta numită Meridian trece și pe la noi și prin Malawi, fix la fel, la fel, deci este 11 fără câteva minute, dar suntem bucuroși, nu? Da, că am putut vorbi cu dumnealui măcar 25 de minute. Exact, și trebuie să-i mulțumim că a intrat în direct cu noi. Uite, vezi, lumea, dacă nu reușea performanța asta în Cupa Africii, nu, da. Cine, mă, Malawi, ce avem? Ai văzut, Silviu, că și lei un pic ca la noi, a spus că prima dată au dat anunț, s-a îngrămădit nimeni. Exact ca în România. Da. Și a zis, mai puneți-l, mă, încă o dată să vină totuși un antrenor în tehnicele. Exact, exact. Și încă o dată au publicat anunțul și... Oricum, performanță extraordinară. Performanță extraordinară, extraordinară. Adică să ajungi în optim în Cupa Africii cu Malawi, care, da, cum a spus și el, am alergat prin toate... Bine, era un fel de Mihai Stoichiță la noi. Da. Asta. Și nu era numit... Atenție, nu era numit antrenor. Corect, da, 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 da. Era, da, da, director tehnic și așa mai departe. Oamenii aveau un antrenor. Da, da, da. Un nebun de acolo, în ghilimele, da, are ideea, văzând probabil ce a făcut dumnealui, are ideea de a-i face această propunere. Păi da, dar Cupa Africii începe în primele zile din ianuarie anul următor. Suntem undeva, a spus dumnealui, în noiembrie, numit director tehnic sau ce era dumnealui, și la 1 decembrie, deci cu o lună înainte, o lună și 3 zile, da, da, să fii numit antrenor al echipei naționale e foarte greu și pentru o echipă cu fotbal, pentru o țară cu fotbal puternic. Chiar, da. Bine, să zicem că el îi cunoștea, că îi știa pe jucători, că a umblat pe acolo, dar chiar și așa foarte greu. Și gândește că în Cupa Africii nu sunt jucători de lepădat. Da. Chiar vorbeam, în finală se întâlnesc doi de la Liverpool, Mane cu Salah, plus domnul alții. Mario, dacă telefonul s-a închis... Dacă ne mai puteți vedea prin alte mijloace, să știți că ne gândim, da, la dumneavoastră că sunteți în resortul acela de 5 stele. Și nu știu ce să zic, dacă îl așteptăm să vină el în țară sau să mergem și noi să vizităm pe acolo. 9750 de kilometri, ne-am uitat cu Silvic, 161 de ore, se poate ajunge terestru, dar trebuie trecut prin Siria. Aici avem... Nu, mai bine nu. Bombele, 161 de ore cu o mașină serioasă, glumim desigur. Dragi prieteni, din păcate... De fapt, din fericire, 25 de minute și din păcate că n-am putut să stăm 45 de minute. Aceasta a fost legătura, nu telefonică, ci video. Da, în Malawi. Nu ne-am gândit în viața noastră că o să... Cred că au văzut, păi ce face domnul, vorbește, uite, ia, da, unde vorbește ia asta, tăiați-i. Da, mulțumim, trebuie să-i mulțumim. Și lui Silviu vreau să-i mulțumesc pentru că l-a redescoperit, am spus, dar îl cunosc de la Chiajna. L-a redescoperit pe domnul Marinica acolo în Malawi. Cu siguranță vom mai discuta, adică nu termin, gata, mă, Nenicule, am vorbit, ne-a spus omul și... pentru că va mai face cu siguranță, va avea succes pe acolo, la cum gândește și la cum discută și la cum vede fotbalul. Silviu, mii de mulțumiri. Mulțumesc și eu. Și vouă, dragi prieteni, mii de mulțumiri. Nu ne vedem mâine, că e sâmbătă, adică obosiți, dar știm zilele din calendar. Ne revedem luni, cu o surpriză mare și frumoasă. Pe Caterinca. 10:30 de minute, luni, toate cele bune, weekend plăcut. Și călduros pentru cei din militari. Știu că te-ai obișnuit să mă vezi la știrile Antena Sport, dar voiam să te surprind și pe YouTube. Mulțumim că ne urmărești și nu uita să te abonezi la canal și notificări. Vizionare plăcută în continuare!